Bună, sunt Șerban Sănescu, astăzi vă voi arăta ce înseamnă să postați un banner pe un blog, în coloana laterală sau într-un articol. O să începem cu cel mai important pas, și anume bannerul ca imagine. Bannerul ca imagine trebuie să fie undeva pe discul vostru, acolo unde l-ați pus. În cazul meu, e o cale mai lungă, da? Deci acesta este fișierul grafic. Bannerul este un fișier grafic, da? Așa arată. Acest fișier grafic trebuie urcat pe blogul vostru, da? Acesta este blogul pe care o să urc eu acel banner. O să mă loghez. Se pare că sunt logat. Dau administrare site. De aici, din meniul din stânga, aleg media, da? Adaugă și se deschide o fereastră de dialog. Selecție fișiere. Facem abstracție de măscările alea care apar acolo, da? Se deschide o altă fereastră de dialog a sistemului de operare. Navigăm până acolo unde știm că este bannerul, în cazul meu. Acesta este bannerul pe care vreau să-l urc. Open. Da? După cum vedeți, se urcă acest banner. Da? Iată-l. Acum el este pe serverul pe care asigură compania WordPress, portalul de bloguri. Da? Suntem pe WordPress. Da? Ban fără ban, WordPress.com. Deci, iată magia lui acum, bannerul. El se află pe blog, da? Ce ne interesează pe noi acum, da? Să salvăm modificările. Apăsăm pe opțiunea Vezi. Și acum facem click pe banner. După cum vedeți, în browser e afișată imaginea bannerului. Ceea ce ne interesează pe noi este acest șir de caractere care se numește URL. Am discutat în articolele referitoare la inserarea unui banner pe blog, da? Am făcut click, s-a selectat tot acest text, click dreapta, copy. Trebuie să avem pregătit un fișier text. Eu lucrez cu un Explorer care se numește 2X Explorer, da? Fac aici click dreapta, New File. Asta puteți să faceți și din Windows Explorer. Da? Și creez un fișier. Dummy script i-am zis eu, pentru că eu am scriptul deja făcut, da? Intru în modul editare, da? Asta din Windows Explorer se face cu click dreapta, edit, da? Se deschide Notepad. În Notepad fac click dreapta din nou, paste. Și avem URL-ul imaginii noastre, dar de data aceasta este pe internet imaginea. Nici de cum pe calculatorul nostru. E pe un calculator aflat undeva în Statele Unite. Salvăm, Ctrl-S. Combinația de taste Ctrl-S, minimizăm fereastra și mergem mai departe. O să vă arăt acum scriptul, cum arată, da? În cazul nostru avem nevoie de un URL. Către ce pagină web trebuie să ducă acel click făcut pe banner? Acesta este URL-ul care ne interesează pe noi, da? În cazul vostru veți spune fie o pagină web unde să spunem vindeți ceva sau oferiți o carte, da? Hai să vă dau un exemplu concret, da? Deschid o fereastră nouă, da? Și selectez de aici
curs bani pe net. Deci acesta e URL-ul. Dacă aici vreau să ajung cu bannerul meu, fac click pe URL, click dreapta, copy, da? Eu am deja un URL unde vreau să ajung și este vorba mai precis despre pagina lui Monica, care arată așa. O copiez, copy. Control V sau aceeași poveste, click dreapta, paste. Hai să vă arăt. Paste, da? Eu aveam copiată cu combinația de taste Control V, paste, da? Din nou salvăm. Avem cele două URL-uri. Acum trebuie să completăm în scriptul pe care l-am prezentat pe blog în partea a treia. Da? Cum se inserează un banner pe blog. Trebuie să modific acel script pe care vi l-am dat eu acolo, da? Deci, pornind de la premisa că voi aveți scriptul, acest URL, da, către care vreți să ajungeți, poate să se numească aici în loc de PHP, HTML, da? Eu lucrez în PHP pe site-urile mele și de aceea extensia este PHP, da? E, copiez acest URL, da? Și îl inserez aici. După cum vedeți, e unul și același URL, da? Ce ne interesează pe noi acum este să modificăm acest script astfel încât acest URL către imaginea bannerului să apară în scriptul nostru, da? E, în cazul nostru, acesta este URL-ul, da? Deci adresa fizică a imaginii. Da? Salvăm și vom avea un fișier care se numește script show banner magia lui acum 120x240 text. Da? Puteți să-l numiți cum vreți voi. Eu v-am spus cum l-am botezat eu ca să știu despre ce e vorba, pentru că eu am. Și o să vă arăt acum un pic ca să vă lămâiți cum e cu ordinea și cu fișierele și cu lucru pe calculator. Da? Deci directorul în care lucrez eu se numește 2011. Hai să vă arăt câte fișiere și câți directori sunt. Da? 16 giga de date, 9116 fișiere și 1182 de directori. Dacă voi vă închipuiți că puteți să țineți minte toate astea pe de rost, bravo! Felicitări! Eu am o memorie mai slabă, așa că trebuie să fac ordine. Da? Și chiar și așa e greu. Deci, eu știu că am undeva un director care se numește Magia lui acum și în care e cartea lui Monica. Da? Și am două scripturi. Acesta cu bannerul orizontal și acum cel cu bannerul vertical pe care vi l-am arătat. Da? Bun, să trecem mai... Am revenit deci la dashboard, da? Deci partea din care facem administrarea blogului. Acum trebuie să inserăm scriptul pe care l-am generat, da? Facem click pe widget. Care a reușit să inserați deja, da? Aveți un astfel de modul de text. Faceți click pe el, da? Eu v-am arătat și în articolul de pe blog. Și aici, după cum vedeți, eu am mai multe scripturi, da? Cei care aveți așa ceva, copiați titlul, da? Ce simbolizează aceste criptograme. H3 este dimensiunea fontului, da, sunt taguri HTML, iar BR vine de la break, da? Linie nouă înseamnă asta. Deci două simboluri break înseamnă două linii noi după acest titlu. Introducem un rând nou, revenim la
scriptul de banner, îl copiem, control A, control C, revenim în caseta noastră text, click dreapta, paste și a apărut scriptul nostru. Salvăm. Și hai să vedem ce a ieșit. Refresh. Da, deci magia lui acum. Dar nu prea apare bannerul. Interesant. Să vedem de ce. Scriptul e corect. Hai să dăm un refresh. Verificăm. E bine că s-a întâmplat așa. Cu ocazia asta vedeți cum se face. Media, bibliotecă. Din nou, vezi? Click dreapta, open link in new tab. Pentru că vreau să... Revin la widget. De aici poate să fie. Am copiat din nou. Salvăm. Să vedem ce s-a întâmplat acum. A apărut. Da? Deci iată bannerul nostru inserat. Dacă facem click pe el, va deschide fereastra, o fereastră nouă, și fereastra care s-a deschis va conține pagina care ne interesează pe noi, da? Vă mulțumesc, Șerban Sănescu sunt, și vă urez succes la instalarea de bannere pe blogurile voastre ca să faceți cât mai mulți bani pe net. Da, e una dintre metodele prin care puteți face bani pe net, afișând bannere pe blogurile voastre. De asta v-am învățat să faceți bloguri, să scrieți articole, măcar unul la două zile, ca să aveți multe pagini, că dacă aveți multe pagini, o să vină vizitatori mulți. Hai să ne uităm puțin și la statistici, dacă toți suntem la capitolul demonstrații, da? Deci site stats, statistici. Da, după cum vedeți, am 8.000 de vizitatori. Ce ne interesează pe noi, da? Iată, cum se inserează un banner pe blog. Această săptămână, da? De la PayPal la bani pe primul loc ca articol, hai să luăm pe tot anul, că astea e relevantă doar în anumite condiții. Da, de la PayPal la bani a preluat conducerea, da? Deci în momentul când inserați un banner, faceți-o inteligent, da? Pe lângă
articolul care trebuie să-l scrieți referitor la reclama pe care o faceți, da? Că e un produs al vostru, că e un prieten care are un produs și vă dă acolo 5 cenți că îi faceți o vânzare, 10 cenți cât vă dă, va trebui să scrieți un articol, pentru că altfel o să fie mai greu de găsit bannerul respectiv, da? Și blogul dumneavoastră. Da? E, eu pot să inserez, de exemplu, la acest articol care este foarte căutat, după cum se vede, apoi la acest articol, la acest articol. Da? Deci căutați articolele și inserați bannerele la aceste articole. V-am vândut acum pe gratis și un secret foarte, foarte important în ceea ce privește eficiența cu care plasați bannere. Eu am plasat bannerul aici pentru că aici apare de fiecare dată când vine cineva pe blog. Da? Din același motiv se află și aceste două bannere și acesta și polul. Bun. Acestea fiind zise, eu vă spun la revedere și mult, mult succes la inserarea de bannere. Și aveți grijă cu cine încheiați înțelegeri privind bannerele, pentru că în funcție de cum veți ști să atrageți trafic, în funcție de ce bannere veți afișa, veți obține și veniturile. Sunt mai mulți parametri, o să-i discutăm poate în alt video, când vom face o analiză mai detaliată a acestui modul de statistici și ce se face cu el, da? Bun, o zi bună vă urez, Șerban Stănescu sunt.